Am revenit și avem un anunț foarte, foarte important de făcut în această dimineață. Nu merge. Ah, mi-a zis Vali că dacă o închizi după aia nu se mai deschide așa ușor. Nu l-am crezut. Iată, aceasta este doar una dintre cele 4 arome pe care puteți să le alegeți în cadrul super competiției noastre, maratonul de înghețată de la Metropola TV. Iată că partenerii noștri, sponsorul nostru, Sughiero Maria, gelateria ta italiană, pune la bătaie 2 kg de înghețată în fiecare zi, cu condiția să ajungeți la noi, la sediul nostru din Casa Presei. Primul venit, primul servit și, bineînțeles, la final să faceți și un selfie cu înghețata pe care v-ați ales-o chiar voi. Dincolo de asta, nu mai sunt alte reguli și aș vrea să ne și informăm puțin în această dimineață dacă înghețata este dulce. Ei bine, vorbim puțin și despre gustul picant și o facem alături de prietenii noștri de la știință cu Sare și Piper, un canal de YouTube celebru pe care vă invităm să intrați. Și iată că aflăm astăzi care sunt cei mai picanți ardei din lume. Vă salut, dragii mei! Clasificarea standard a iuțelii mâncărurilor este făcută cu ajutorul scării Scoville, ce măsoară cât de mult poate fi diluată capsaicina, până nu mai poate fi detectată de oameni. Iată întrebarea de astăzi. Cât de iute este cel mai iute aliment? Un ardei gras verde are scor 0 pe scara Scoville, iar sosul Tabasco între 1200 și 2400. Cursa de a crea cel mai iute ardei este continuă, dar doi ardei iuți sunt în top, și anume Trinidad Moruga Scorpion și Carolina Reaper. Acești ardei primesc un scor între 1,5 și 2 milioane de unități Scoville, aproape jumătate față de un spray cu piper. Haideți să înțelegem de ce ar vrea cineva să mănânce ceva ce cauzează un nivel atât de ridicat de durere. Nimeni nu știe când sau de ce oamenii au început să mănânce ardei iuți. Arheologii au găsit condimente precum muștarul alături de rămășițe umane care datează de acum 23.000 de ani, dar nu se cunoaște dacă condimentele erau utilizate pentru mâncare, medicație sau doar ca decorații. O teorie spune că oamenii au început să adauge condimente în alimente pentru a omorî bacteriile, dar unele studii arată că ardeii iuți au crescut mai mult în zonele cu climat călduros, acolo unde evident și bacteriile sunt mai prezente. Dar de ce continuăm să consumăm alimente iuți este încă un mister. Unele studii au demonstrat că celor cărora le plac alimentele iuți, le plac cel mai probabil și activitățile pline de adrenalină, precum sunt jocurile de noroc. Plăcerea pentru iute poate fi moștenită genetic, iar dacă vă gândiți să vă antrenați puțin pentru a vă crește toleranța pentru iute, gândiți-vă la asta. Unele studii spun că durerea nu se ameliorează, doar devenim mai rezistenți. De fapt, cercetătorii au descoperit că oamenilor cărora le place iutele nu evaluează iuțeala mai puțin decât cei care nu mănâncă iute, ci doar le place durerea mai mult. Am revenit și aș vrea să povestim puțin despre o problemă spinoasă în această perioadă, în cazul în care vă confruntați cu arsuri solare. Ei bine, există remedii naturale pentru tratarea acestor arsuri și vorbim cu domnul Dan Drăghici, care este nutriționist și specialist în fitoterapie și biofeedback. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim tare mult că v-ați alăturat matinalului și că ne ajutați să descoperim care sunt aceste ingrediente naturale care ne pot ajuta în situațiile nefaste în care ne-am putea afla vara aceasta. Sigur că da, întâi de toate, prin specificul meu, nu sunt adeptul soluțiilor miraculoase, prin urmare, ideal este să nu stăm la soare mai mult decât e cazul, să nu ne expunem la soare fără să avem aplicată o cremă cu factor ridicat de protecție. Însă, pentru că prevenția întotdeauna rămâne, vorbim mult despre ea, dar rămâne mai la urmă, apar și situațiile neprevăzute și arsurile, și știm cu toții cât de neplăcute și dureroase sunt.
Și atunci sunt o serie de plante și de extracte care ne pot ajuta pielea să se rehidrateze, să se regenereze după astfel de arsură, să stimuleze straturile profunde ale pielii pentru a produce colagen, astfel încât să-i redea elasticitatea și frumusețea pe care noi așa ne-o dorim cu toții. Sunt o serie de plante care au și efect antiinflamator și dezinfectant, dar și regenerant. Foarte cunoscută este aloe vera și sunt o mulțime de preparate astăzi pe piață, pe bază de extract de aloe vera, care hidratează, dezinflamează și regenerează pielea. Sunt o serie de uleiuri foarte importante cu capacitate de refacere a pielii, de la cel de cocos, uleiul de argan. Chiar dacă nu sunt de proveniență vegetală, vorbim de uleiul de emu sau de uleiul din ficat de rechin, care refac spectaculos de repede pielea după o astfel de arsură. Revenind la plante, în afară de aloe, avem lavanda, care regenerează pielea și o protejează de efectul radiațiilor ultraviolete. Mult cunoscutele și deloc la modă acum gălbenele, extractele pe bază de gălbenele la fel refac pielea, o păstrează tânără și tonifiată chiar și la vârste mai mari, dacă pot să spun așa. Avem dintre cele cunoscute mușețelul, salvia, busuiocul, de ce nu, extractele de cimbru sau de oregano, care sunt, pot fi folosite atât după o arsură solară, cât și pentru întreținere. Adică, în practica noastră de zi cu zi, ca să avem grijă de piele, putem să folosim aceste extracte, putem să le folosim sub formă de macerate. Sigur că revin la părerea mea despre acest subiect. Prevenția întotdeauna este mai bună decât și mai eficientă decât tratamentul. Ar fi ideal ca înainte să înceapă sezonul cald și să știm că urmează să mergem la plajă și să ne expunem la soare. Unii dintre noi sunt într-adevăr atenți și grijuliți și folosesc cremele de protecție, alții poate din grabă sau din neglijență nu le folosesc în mod corespunzător și atunci ideal este să învățăm să facem prevenție. Sunt o serie de extracte și de suplimente în zilele noastre pe care le putem folosi. Sunt produsele pe bază de MSM, cele pe bază de glucosamină, cele pe bază de extract de coada calului, spre exemplu, care e foarte bogată în siliciu și care oferă rezistență pielii și toate astea pot fi folosite a la lung încă din perioada de primăvară, astfel încât vara să ne găsească cumva pregătiți și protejați. Din câte am înțeles, cei care se confruntă cu aceste probleme, când caută creme minune care să-i ajute să repare ce au stricat, se orientează și după mentolul acela pe care își doresc să-l simtă în crema de după plajă. Este recomandat eucaliptul, menta în acest context? Aici ține de preferințele fiecăruia. Aceste plante puternic aromate au un efect de răcire a pielii și dau senzația de confort, mai ales după o arsură, dar tot așa în funcție de preferințe sunt destul de mulți oameni care nu îndrăgesc aceste arome foarte intense. Și atunci există o serie de preparate și chiar le recomand cu mare insistență, o serie de preparate care sunt blânde ca și miros, dar foarte eficiente pentru refacerea pielii. Adică aș căuta după o arsură solară un unguent care să conțină argilă, spre exemplu, bogată în minerale care ajută pielea să se refacă repede, care să conțină extract de aloe vera, care să conțină extract de primulă bună oară, arnica, iarăși o plantă cu efecte spectaculos de interesante și de benefice în ceea ce privește refacerea leziunilor. Deci un unguent care să fie oarecum blând ca și miros și acțiune, dar foarte eficient. Și sunt multe la ora actuală pe piață. Bineînțeles că mă orientez către cele măcar teoretic, 100% naturale. Clar. Vorbind despre mituri existente în această perioadă, iaurtul funcționează? De câte ori n-am auzit, dă-te cu iaurt că-ți trece.
Acum, știți, între a nu face nimic și a suferi de durere și a face ceva, prefer ca oamenii să facă ceva. Deci dacă nu au fost atenți și au plecat la plajă total nepregătiți, sigur că pot să folosească și celebru iaurt. Pentru că este rece, dă senzația de plăcut și de reducere a durerii și a disconfortului, pentru că este cumva sau conține suficient de multe grăsimi și el favorizează într-o anumită măsură refacerea pielii, dar între a folosi iaurt și a folosi o cremă consacrată pentru această situație, ideal este să avem crema. Dar, repet, decât nimic, mai bine și iaurt. Aș vrea să povestim puțin și despre hidratare în acest context. Bănuiesc că pielea, pe lângă faptul că are această arsură, este și deshidratată. Putem sau trebuie să completăm și din interior cu un aport mai mare de apă, de sucuri în această perioadă? În primul rând, din interior. Nu este doar o modă, este o necesitate. Folosirea a la lung a apei alcaline cu pH moderat alcalin între 7,5 și 8,5, de asemenea, vorbim de o apă puternic mineralizată, dacă s-ar putea natural și sunt deja multe extracte sau multe soluții la ora actuală pe piață care ionizează și mineralizează apa natural. Da, dacă folosim a la lung o astfel de apă, cu siguranță că pielea noastră va arăta mai bine și va fi mai rezistentă decât a persoanelor care nu se hidratează corespunzător, pentru că înainte de minunile pe care le, ghilimele de rigoare, pe care le putem face pentru pielea noastră din exterior, interiorul e la putere, ca să îi spun în felul ăsta. Deci un stil de viață care înseamnă hidratare bună, care înseamnă odihnă suficientă, care înseamnă consum de alimente sănătoase, se va vedea în tot ceea ce înseamnă rezistența pielii, imunitatea pielii și aspectul ei plăcut, chiar și în situația unei arsuri solare. Spuneați mai devreme despre prevenție și în cazul în care nu aplicăm o cremă de protecție solară, poate că aplicăm un ulei de morcov pentru un bronz rapid. Facem bine sau mai degrabă facem rău pielii în acest context? Acum, am mai spus-o și o repet, nu sunt adeptul soluțiilor miraculoase. Prin urmare, dacă vrei să te bronzezi sănătos, e bine să îți poți rezerva timp pentru asta, adică să stăm la soare de la 9 la 11 dimineața sau după ora 5 până la 7 și jumătate seara, să ne expunem moderat. Da, putem să folosim și un astfel de ulei, însă trebuie să știm că totuși este nevoie de câteva zile în care să stăm la plajă în mod optim, într-o perioadă optimă, să nu ne expunem agresiv. Și orice am folosi, fiecare tip de piele are propria ei perioadă de bronzat natural, adică să nu o agresăm. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații și vă așteptăm să reveniți să mai povestim. Cu drag. Tuturor. Mergem tot către informare, dar de data aceasta ne informăm despre lumea mondenă și cum altfel putem să facem acest lucru mai bine, dacă nu cu ajutorul lui frății. Ea este cea care află tot, inclusiv despre noul iubit al Iulianei Beregoi și aflăm și noi imediat. Începem acum cu știrile și veștile frumoase și vorbim despre Iuliana Beregoi. Săptămâna trecută a fost ziua ei de naștere, a împlinit frumoasa vârstă de 18 ani, prilej pentru care a făcut o super, super petrecere. E bine, acolo au fost invitați prieteni apropiați ai acestea, printre care și Ceanu, vlogerul acela chinez, știți voi, super celebru pe TikTok. E bine, se pare că între cei doi ar fi ceva, cu toate că fosta iubită acestuia este chiar cea mai bună prietenă a artistei. Hai să vedem ce se scrie în presă în legătură cu acest subiect. Având aproape aceleași ocupații ca Iuliana Beregoi, lui Ceanu se pare că i-a fost destul de ușor să intre în grații, așa că nu a pierdut timpul. A analizat-o pe prietena fostei și a trecut la atac. Între Iuliana Beregoi Goi și Ceanu Zenga a început o poveste de dragoste care datează de puțin timp. Cei doi nu au ținut cont de faptul că Iuliana e bună prietenă cu Mara. N-a rezistat farmecelor puștului chinez și uite așa, love is in the air. Oare? Ia, ce are Măleana? De ce sindrom suferi? Așa o să arate copchilul. Nu este adevărat!
Aici am vrut să exprim strici China. Machiajul, mă. Aici am vrut să exprim China și aici am vrut să exprim Ochiu. Știi cum făceam? Cine făcea, mă? Ramona Bădescu făcea Ochiu. Deci, eu, băi, cum mă pune pe mine Dumnezeu, drăguțul, da, iar Dumnezeu al lui sănătate, cum mă pune pe mine în situațiuni? Fusă aia cu vreo, nu mai știu cât, 3 săptămâni, 2 săptămâni, nu mai știu exact, că viața mea e complicată, la petrecerea lui radioul la care am lucrat. Da. Ce-am sucălit, ce-am împlinit? Ce crezi? Am stat cu ei pe, nu pe masă, să ne ferească Dumnezeu, că fiind îmbrăcate așa și ce că zicem pe Doamne masă, ferește. Nu e bine. La masă, cu așa. Iuliana, cu dânsul, nu știam cum îl cheamă, m-am stat acasă. Nu. M-am dus acasă și m-a întrebat fiica mea de 16 ani. Mama a venit și Ceanu era 11 noaptea, zi, mai că eu, sotactu, a băut la petrecere și tu te-ai îmbătat acasă, că n-am înțeles. A venit și Ceanu, au stat separat total, acum, da, fiind vorba între noi așa. Erau și echipa, era și echipa lor, cei doi mișto oameni, Alina și Cătălin. Și nu, ieri n-aveau, nu. Nu. N-ai simțit ceva acolo? Nu, sau poate au încercat să păstreze aparențele? Când a fost că a fost de mult petrecerea, lasă-mă. Vezi că nu, e, nu sunt de acord cu tine. Așa și este, asta să fie relație de o săptămână și un pic? Nu e! Eu? Zi. Sunt vulpe bătrână. Aia am vrut să mai aud. Bătrână decât Mimi? Nu mai bătrână decât tine, niciodată, dar tu acum ești drăguță, că te știu eu după limbajul corporal. Ești prea drăguță. I-am văzut și eu și eu nu pot să urmăresc pe tinerii aceștia vlogger, nu am nimic, îi muncesc foarte mult, chiar n-am, dar nu pot eu să-i urmăresc. Și n-am reușit. În schimb, din vorbă în vorbă, cu o cunoștință comună de-a lor, am ajuns la acest subiect. Acum, ce se spune așa este că el și-ar dori și el n-ar prea vrea, sau cum? Nu, cred că e exact cam contrariu. Oh, mamă! Ia... Adică Moldavia trage la China? Cam așa. Vai, tu nu cam cred. Așa. Mamă, dar Iuliana mi-mi place rău și de frumoasă. Frumoasă, rău. Păi, bine, și cum o cheamă? Cealaltă, Andreea Bostanica. Așa și ea, este superbă de altfel. Ei, între ele, pe lângă prietenia asta frumoasă așa, pe care o vedem noi cu toții și o lasă ele că dă bine la marketing și captează fiecare fanii celeilalte și își măresc comunitatea și tralala și bla bla bla, e o râcă. E un și de să nu spună ele mie că nu e așa, că știu eu că așa e. Păi și el e, el și e el moneda? Și el e postul. Ai. Și acum e pe... Mă, tu nu spune că domnul joacă la mai multe capete. Domnul e săracul prins la mijloc. Sau că lui îi place, că n-ai cum să... Că și pe mine dacă mai pune să aleg, nu prea știu să spun că amândouă sunt prea frumoase și prea mișto. Ești bătrân și treci la aia cu minorii, dar... Dar nu oare, mă bag aia zic. Că oare Moldavia vrea să o facă geloasă pe România? Cam așa este. With o... China? Mm-hmm. I don't know. Dar ai văzut cum i-a zis? Că și publicul își dorește ca ei doi să fie împreună. Ai seama că arată super bine așa. Bun, ideea este că el a fost întrebat despre cum mai e cu viața amoroasă și el a spus în felul următor. A fost întrebat dacă este într-o relație, dacă trăiește vreo poveste frumoasă de dragoste și el a zis așa: nu pot să zic mai multe, nu pot să zic, chiar nu pot să zic, nu știu. A vorbit cu PR-ul. Cu PR-ul? Nu vorbise cu PR-ul. Nu vorbise și nu știa ce să zică? Nu vorbise cu PR-ul. Eu vă traduc că Bleana vorbi foarte încet. A băut apă rece. Nu vorbise cu PR. E, sunt tinerei și abia acum încep să-și creioneze drumul ăsta și e complicat. Da, da, vrei să spun o chestie. Tinerei așa cum sunt, mie mi se pare că au o imagine destul de curată și fac lucruri frumoase pe internet. Eu nu-i urmăresc în totalitate, dar mi-apar și mie pe TikTok și peste tot pe unde ne uităm și văd că sunt civilizați. Adică comparativ cu alții care aparent sunt oameni în toată firea și locuiesc prin Dubai și au văzut lumea, ei săracii precum căluțul așa. Uite, sunt copii de la care de bine, de rău ai ce învăța. Iar privirile de la ziua Iulianei către ea... Haide, către mă, că ea, se simte! Se simte rău! Poate nu sunt împreună, dar cred că o chimie, ceva, tot există. Nu iese fum fără foc. Tu ai văzut când l-a pus să vină la Moldova întoi în nopții, cum a luat-o pe mămica lui în mașină și au plecat? Hai, mă, despre ce vorbim? Mă, dar voi nu ați avut telenovele când erați mici? Ba, da, pe toate le-am văzut. Doamne, ferește! Tocmai de-aia le fac acum, ale imediat mi-aduc aminte ce s-a întâmplat cu Luis Fernando și cu Rosalinda. Aolo, ce tristeasă!
spus, maică. Și acum facem telenovelele cu ăștia. Adică atât de bătrână sunt eu să nu mă mai percuteze telenovelele. Ei, nu am zis asta. Tu ai zis-o. Bună dimineața, bună dimineața. Bine ați venit la noi, Chris Corvin și Ivat. Lux Machina, bună dimineața, bine ați venit. Ne bucurăm că vă avem alături și că ați dinamizat așa atmosfera și ați venit cu ceva altfel. Un vibe total nou. Capra dinamizează lucruri în general. Și da, ne bucurăm că suntem aici. Cum a luat naștere această piesă, conceptul? Cum v-a venit ideea? N-a fost neapărat o idee, ce au zis la început și pe fundal acel țambal l-am semplat pe Fărâmiță Lambru într-o zi. Mă jucam și ne-am dat seama că ne duce într-o zonă interesantă și apoi au apărut și versurile. Ivat a fost inspirat să mai pună sintul acela de la mijlocul piesei. Cam așa se leagă lucrurile de obicei. Și a ieșit capra. A ieșit capra. S-a născut capra. Nu, clipul e absolut genial. Clipul cu capra pe care l-a luat cu voi peste tot și la bar și la... E absolut genial. Este spectaculoasă căprița aceea. Mie îmi plac foarte, foarte mult. La un moment dat am oprit un autocar pentru că am văzut o turmă de capre și am zis că trebuie neapărat să mă jocuiez. Caprele erau un autocar? Nu, erau... Unele dintre ele, da. Am înțeles. Aici mă includ și eu în ecuație ca să nu fie cu supărare pentru nimeni. Ce urmează pentru voi? Bănuiesc că acum dacă ați dat cu capra, trebuie să dați și cu varza ca să împăcați pe toată lumea, nu? Sau nu, dăm cu varza. Treabă. Nu, nu, cu varza e puțin mai complicat. Varză coreană murată, foarte bună pentru probiotic, pentru cine nu știe. Ce urmează? Urmează concertul de la Summerwell pe 14 august, unde ne dorim să fie ceva special. O să avem o fată care o să facă dans la bară pe scenă. Da, și sportiv, nu... Bineînțeles. A, se înțelege, evident, da, da, da. Eu am un mare respect pentru fetele care fac treaba asta. Trebuie să ai o musculatură... Nu, e sport, ăla e sport. Forte, da. E incredibil de greu, da, da, da. Și e și un pic extrem, dacă să ne gândim la înălțimele. Toate cele rotiri și... ele, așa că și forță. Tot respectul. Da, de asta spun, e gimnastică, efectiv. Dar sunt curios la filmări. Căprița aceea a stat cu minte? Ați avut probleme cu ea? A stat foarte cu minte. Mai ales că am luat-o dintr-un mic sătuc de lângă București. Și am făcut un casting de capre. Bună, vei deveni vedetă astăzi. E ziua ta norocoasă. Foarte tare. Nu, ideea era că, fiind o filmare foarte, foarte complicată, putea foarte bine să nu iasă deloc, pentru că e un animal până la urmă. Și ne-am dus să vedem, să simțim un pic vibe-ul căprițelor. Ea are 3 luni doar. Dragă. Și de mică s-a jucat cu copii și atunci e obișnuită cu oamenii și a fost foarte, foarte cu minte. Eu mă uit așa la ea, e foarte curată. I-ați făcut o băiță înainte, ați pregătit-o în vreun fel. Nu, cred că era naturală. Și așteaptă, e naturală, nu? Da, era curățenie naturală. Era și curată și... N-a trecut pe la estetician. Nu, cred că era nevoie. Nu, era curată și cred că stăpânul a mai manevrat-o în ziua filmării. A mai pudrat-o puțin în ziua filmării și... Da, 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 da. Eu nu pot să ignor elefantul din cameră și vreau să-mi povestești ce-i cu masca. Noi ne-am tot contrazis. Eu am zis, ce am zis? Power Rangers inițial, tu ai zis... Rey Mysterio de la wrestling. Și Mucea Lucea tot de la wrestling, dar pe desene animate. Că eu asta am prins. Răspuns corect la domnul. E o mască de wrestling, da. Și pentru că o față este prea concretă și nu-ți spune nicio poveste, o mască te lasă să visezi puțin. Bănuiesc că poți să lucrezi și de acasă în felul acesta, nu? E cumva și cu work from home? Depinde din casa cui. Corect. Din casa căprițelor. Pregătiți un album în viitor? Sunteți pe cai mari pe partea de compoziție, de producție. Cum vă merge? Încercăm, încercăm. Și vrem să le mulțumim celor de la Cat Music pentru susținere. Puteți vedea videoclipul chiar pe canalul lor de YouTube. Foarte tare. Super. Bănuiesc că e interesant pentru un... label să preia un astfel de proiect, că nu știi niciodată diferit. Cum o să prindă, ce o se întâmple. Da, e un risc, mai ales că... Adevărul e că noi nu suntem niște oameni foarte deschiși la minte. Sorry, ăsta e adevărul. Și atunci când vorbim cu diversi și spun că le plac clipurile noastre, spunem ok, mai este o șansă și în țara asta. Nu că am fi noi extraordinari. Dar măcar să ai deschiderea către ceva nou, ceva nou. Diferit. Da.
Eu cred că artiștii, în esență, ar trebui să fie diferiți și să propună o imagine curajoasă, tocmai ca să ne inspire și pe noi, pe ceilalți, să ieșim din zona de confort. Într-o țară normală, da. România nu e cea mai normală țară, ca să ne gândim așa. Asta e adevărat, avem și noi. Din alt punct de vedere, dar hai să vorbim despre altceva, că intrăm în... ne ducem în underground. Într-o propastie mult prea adâncă. Da. Sunt curioasă dacă voi vă propuneți și colaborări cu artiști din România. Aveți pe cineva în minte? V-ar plăcea să colaborați cu cineva? Păi avem deja. Cei care o să vină la Summer o să vadă deja încă două voci pe scenă. Deci aveți ceva pe țeavă în sensul ăsta. Plus, am făcut o colaborare cu Mickey de la Shoei Paparude, care... ei sunt cei mai apropiați de sound-ul nostru, să zicem, deși suntem diferiți, dar am făcut o piesă cu Mickey care ne este foarte dragă și pe care o să o puteți asculta la Summerwell. Vă dorim mult, mult succes la Summerwell, să aveți publicul de care aveți voi nevoie în primul și în primul rând. Mersi frumos! Vă mișto și să reveniți să ne povestiți și nouă cum a fost. Bine, așa vă așteptăm și cu piesele următoare. Nu știm despre ce va fi vorba, dar noi vă așteptăm cu drag. Și cu interes. Dar sigur va fi ceva interesant. Mulțumim mult. Mersi mult. Mersi. Mergem și în lumea filmului, din câte am înțeles. Da, tu la Lightyear. Da, ideea e că a fost un film care a fost lansat în cinematografe și nu prea a ocupat el primele poziții, așa cum se așteptau producătorii și echipa întreagă de producție, undeva pe la coada clasamentului acolo. Bine, tot în top 10. O să fie în topul ăla șmecher de pe platforma aia șmecheră cu siguranță. Exact, pentru că s-au gândit să o lanseze și pe o platformă online. Mă, poate prinde acolo, poate lumea nu vrea să vadă la cinema. Dar stai acasă și-l vede, haideți să vedem. Bună dimineața, bine ați venit la noi, Gabriela Racu și Florin Băbar. Am zis bine? Da. Aveam o emoție că nu știam cu diacriticile câte sunt, câte nu sunt, unde pic accentul. Ce chef de o nuntă n-ai idee. Eu tocmai ce am venit de la una din weekend. Tu mergi mereu mult la nunți. O horă de nuntă foarte frumoasă, cea pe care mi-ați adus-o în platou în această dimineață. Prima întrebare, Gabriela Racu, ce zodie ești? Vărsător. N-am putut să mă abțin. Sunt curioasă cum a ieșit la lumină această melodie. Înțeleg că e compoziție proprie, nu-i așa? Da. Da, noi am compus-o într-o seară. Compusesem o altă piesă și ne doream foarte mult să compunem și ceva de nuntă, ceva ce putem cânta la evenimente și să poată fi ascultat de către alți oameni cu plăcere. Așa că mi-a venit o idee, i-am spus-o și lui și el a conturat linia melodică. Apoi eu am tot scris câte un vers și așa, într-o seară am compus piesa aceasta. Da, noi de obicei mai obișnuim să mai cântăm împreună, cam în fiecare zi. Și mi-a venit așa o idee, de la o mică idee am pornit această melodie. Mă bucur tare mult că ați venit și la noi în această dimineață să ne bucurați și să ne încântați. Vreau să povestiți puțin și cum v-ați cunoscut voi doi. Păreți de o seamă? Din ce zone sunteți? Și cum v-ați găsit împreună? Da, eu sunt din Botoșani, el este din Bălți. Sunt din Republica Moldova, da, din Bălți. Și ne-am cunoscut la conservator, la repetiții. Și a fost dragoste la prima vedere, să zicem așa. Ce frumos! Și având în comun muzica, am început să ieșim tot mai des împreună și așa am ajuns să trăim zi de zi împreună și ne completăm unul pe celălalt, să zicem așa. Cred că sunt cele mai frumoase melodiile pe care le creați împreună, mai ales că e vorba și de iubire la mijloc, iată, și dragoste pentru muzică totodată. Cum sunteți vara aceasta? Program aglomerat. Uite, Valentin vrea să meargă și el la o nuntă. Luați cu voi? Sigur, oricând. Da, suntem destul de aglomerați, mulțumim lui Dumnezeu. Avem și foarte multe proiecte pe care le și facem în timpul săptămânii, deci suntem foarte aglomerați vara asta. Deci pe drumuri tot timpul. Da, chiar da. Dar trebuie să vă rămânătim și de o vacanță. Da, sperăm în septembrie, dacă e totul bine. Nu ne-am făcut încă planuri, dar discutam să plănuim o vacanță. Uh-huh. Nu ne-am gândit încă unde, dar ne-am dorit foarte mult. Păi uite, acum hai să facem planurile împreună. În primul și în primul rând, la munte sau la mare? Că asta e întrebarea Votăm. Clasică. Da, în tandem, să vedem cine ce zice. 1, 2, 3 și mare. Și noi suntem cumva, câteodată ne potrivim, câteodată nu ne potrivim. La mare, câteodată ne mai înțelegem, dar eu mai vreau și la munte, uite, că e mai răcorică acum. Cel mai probabil veți merge la mare, că așa se întâmplă de obicei. Da, Florin, să te resemnezi, te obișnuiești cu ideea. Dar cine știe, poate că aveți ceva mai mult timp. Eu mă gândesc și la postul Sfintei Mării de acum din august.
O săptămână așa da, tot trebuie da, să sperăm. Ne-am dorit să mergem și la munte și la mare. Dacă avem timp, ar fi bine să fim mulțumiți amândoi. Sau le combinați, că uite, în Grecia e mare la munte. Și în Barcelona la fel. Bună idee. Și munte și mare, uite, am venit da. să împăcăm toate lucrurile și noi vă invităm să ne mai cântați, pentru că știu că ne-ați mai pregătit o melodie, Hora Moldoveanului. Și dacă tot e cu joc, noi vă lăsăm vouă șina și jucăm. Mulțumim, mai încolo. Mulțumim. Uite așa și așa. Valentin s-a prins de o treabă. Adi, vino puțin lângă noi, trebuie să-ți arătăm. Deci ceva. Am avut un mic blocaj. Mă uitam la tine și mă întrebam de unde să te iau, de unde te știu. Deci este o asemănare, dragilor, absolut, nu știu că ți-am mai spus, cu Elvis Presley. Mi se pare incredibil. Uitați-vă la poză, vă rog. Deci este Florin, n-ai cum. Este 1 la 1. Deci trebuie să mă arăți și mă, frate, e absolut incredibil. Da, e asemănare izbitoare. Da. Mi-au zis-o mult. Foarte, foarte tare. Cu toate astea, iată, un gen muzical total diferit de cel interpretat de Elvis Presley. Aveți artiști cu care v-ați dori să colaborați? Uite că tot l-am pomenit pe Elvis, cu el nu se mai poate, dar măcar cu altcineva v-ați dori? Avem mulți artiști din România pe care îi admirăm foarte mulți. N-aș putea să vă zic unul favorit, îmi plac foarte mulți. Amândoi suntem îndrăgostiți de folclor, deci ascultăm folclor foarte mult și îndrăgim folclorul și artiștii care îl cântă. Avem multe planuri și multe proiecte. Surpriză! Ok, lăsăm misterul să plutească, da. Nu vă descoasem prea tare. Chiar următorul proiect o să fie un pic diferit, o să combinăm mai multe stiluri, genuri puțin și sperăm să placă publicului. Când se întâmplă asta? Când vă așteptăm din nou în platou alături de noi? Noi sperăm să scoatem videoclipul cam în două săptămâni și un pic, destul de repede. Noi revenim dintr-un concediu peste două săptămâni, deci vă așteptăm cu drag să minunat, ne revedem. Cu mare deci drag. Cumva vara asta jonglați printre evenimente, studio, filmări, e așa un mix. Da, chiar zilnic aproape suntem plecați, încercăm foarte mult să nu obosim prea tare și să ne și odihnim din când în când. E cam greu, dar suntem siguri că merită și nu ne pare rău că investim atâta timp în carieră. E mare lucru și dacă nu vă descoasem în privința proiectului pe care îl așteptăm cu drag aici în platou, măcar să ne povestești puțin despre costumul tău. Mai rar am văzut interprete de muzică populară în opincuțe. Rar, să știi. Sincer, ador să merg mereu, mai ales la cât mai multe evenimente în opinci. Când și în tocuri încerc să schimb cât de cât, dar în principiu îmi place de câte ori am ocazia să arăt, pentru că mă mândresc foarte mult cu portul popular. Este specific zonei din care tu vii? Da și nu. Îmi place să combin mai multe zone. Nu țin neapărat să port doar costum din... Eu sunt din Botoșani sau din zona Iașiului. De exemplu, ea este un pic din zona Bucovinei, aș putea spune, deci îmi place să combin mai multe zone. Bănuiesc că ai și o colecție. Da, am mai ales ei, am foarte multe ei. Niciodată nu mă decid. Încercăm oarecum să ne și asortăm. De exemplu, dacă îmi cumpăr eu o ie, voi căuta mereu să-i cumpăr și lui una. Păi văd că și el, deși nu se vedea de mult de acordeon, sunt motive similare pe ia ta și pe ia ei. Da, măcar culorile. Încercăm să le potrivim. Vă mulțumim pe această cale tare, tare mult că astăzi ne-ați bucurat și că ne-ați trecut pragul. Vă așteptăm cu drag să reveniți. Cu mare drag, mulțumim din suflet. Ne-ați dat așa un aer fresh. Da, chiar ne-am bucurat. Ne bucurăm. Un val de voie bună. Ne bucurăm mult. Să aveți mult succes și, bineînțeles, și parte de odihnă, o vacanță și la mare și la munte. Și mulțumim să reveniți, să ne povestiți și nouă cum a fost. Mulțumim. Mulțumim, cu mare drag. Mulțumim. Avem o treabă importantă, foarte importantă. Cu ce ne răcorim Adi, ajută-ne, Adi. Ajută-ne. Hai cu noi, adică nu se mai poate. Trebuie să ne răcorim puțin. Deci noi ia aici avem cutia, una bucată cutia Pandorei. De la sponsorul nostru Siviero Maria. Și avem aici atât de multe arome. Ia să vedem. Ești asta. Curajos, decizi tu să scoatem câteva. Și am ceva cu ciocolată. Ceva cu ciocolată, uite, mai avem și cu hazardăm să le pronunțăm pe toate, că s-ar putea să nu ne iasă. Dragilor, certe un lucru, că până la finalul verii, în fiecare zi, sponsorul nostru Siviero Maria, gelateria ta italiană, pune la bătaie 4 astfel de casulete de câte 500 grame. 2 kg, am vrut să zic. Adunarea a fost făcută de Georgia.
Doar dacă veniți aici la noi la post și sunteți primul telespectator din ziua aia care ne-a călcat pragul. Unde trebuie să vină Georgia oamenii astfel? La Casa Presei, Corp A3, etaj 4, sediul Metropola TV, intrarea pe alea tipografilor, e bine? Și când au ajuns oamenii aici, ce se fac? Să facă o poză. Un story frumos, cu tag Siviero Maria de la Trieta Italiana și tag Metropola TV. Și gata! Și gata, ia voastră patru astfel de bucăți, sale voastre plecați cu ele. De luni până vineri, până în ora 16, primul venit, primul servit, mâine dimineață, vă anunțăm din nou acest concurs, vă așteptăm cu drag să veniți la sediul nostru. Noi ne revedem mâine de la ora 9, dar nu până la 16, doar până la ora 12, cu același vibe, cu aceeași voie bună și ne revedem atunci, nu? Da, atât pe azi. Gata!